voi aveți? Mi-a mai rămas 8. Am avut 12. Din alea mi-a mai rămas 8. Care... Și-au revenit și alea 3. Dar câți ani aveți? Eu 63 în vară. Și câte animale aveți în total? 18, 19, 18 vițeluși, 19 normal, una e dată la copii aici, mai jos. Aveți ajutor? Eu și cu soția. Și ce mai căpătăm așa. Avem o fată aici, mai jos acolo, care e permanent aici la noi. La muncile. Și nu pot să stau, că e ca că fac urte sau... Ce se poate întâmpla? Pot întâmpla mai multe probleme, din cauza că stai. Da. Dar nu se poate, nici nu se poate. Deci am doi tăuroși. Care am propus să-i duc la tăiere și stau cu ei pe graj din până în septembrie, că n-am unde să-i duc. Să-i sacrific. Abatorul care ne-o, care are un preț mai bunișor, e foarte aglomerat cu tăierile, cu carnea, până își face asta. Bun. Ce vârstă are? 2 ani și... 2 ani. Trecut. Ălălalt e la fel ca și el. Pe carcasă cam cât are? Pe carcasă trebuie să depășească 300 și peste 300. Asta mere mai bine decât vaca bătrână sau asta mere cu carcasa la 50%, dar asta mere mai bine tineretul și dacă e bun, produce mai mult decât de 50 carcase rămâne în viu și din carcasă. Vreau să duc 5 abia în dat. Ei, bă! Hai, bun, nu știu că are aici. Are carne acolo. Eco, nu mânca făină, fân, apă. Atât. Vara pășunii îi duc undeva la o jumătate din oră de mers pe jos de aici undeva, îi duc acolo care nu dau lapte, boi, ăștia au fost boi, am dus și boi acolo. Acolo mă duc la ei numai când la o săptămână, alte ori au trecut și una de zile de nu, sunt gard electric, acolo au apă, tot ce vreau. Dar cât se depăd eu la kilogram? Bă, asta între... nu, calculat la carcasă, la, un, la blaje am tăt, duc eu acolo, ăsta mi-a promis 14, în rest, pe, la restul nu? Căpătat 12. Asta e la alte abatoare. Nu mi-a dat mai mult de 12. Asta mi-a dat 14. De-aia stau cu el. Și aduci, ridic el sau tu să-l duceți? Eu îl duc. Eu îl duc acolo. Eu stau, totuși avut, are preț față de altele. Cum zic, e 14, ăla la 12. E diferență. 2 lei e mult. La noi se cunoaște pe noi. Măcar transportul. Mai plătesc undeva pe la Botoșan, dar și ăla numai 13 mi-a dat și mai să-i pe un Botoșan. Te duci cu ei până în Botoșan. S-a mai vorbit cu cineva și chiar cu cineva din brad m-a sunat că am pus unul pe... Adică pe ăștia au spus pe Oleg și ăla m-a sunat că ar trebui unul de sacrificat pentru casă. Așa, și eu am mai mici, ca și mai mic asta. Și am zis că e tal, dacă... Și am zis că este ceva abator pe un brad care... Și că el nu știe să fie așa, să... Nu știu ce... La ăla nu, nu vrea să facem un județ sau numele de telefon, a sunat, dar nu, cum zic, nu mi-a oferit prețul care mi l-a oferit băia ăsta din Blar. Cum aștept să se libereze, să nu iei, cât de urgent așa de băie. Tot ăsta cu ei. Cuminți. Și acolo am doi, două junicuri. Că nu le pachetez, îți trebuie numai câte două într-un pachet. Da, foarte mult. Iar el ăsta, da. O iau din jos în sus, când ajung din sus, cu lopată. Am și la ajuns doi de oraș. Eu n-am ce. Și acolo, ea mi-a avut el. De cât timp? Câte are asta? Aia este un băncut. Tăbălțată. Când
viu înapoi, le curăț. Când ajung acasă, plec înapoi cu adăpatul. La zi acest gat. Dar numai de două, dimineața și seara. Dar dimineața viu, le dau o dată. Când le adept, le dau. De fapt, nu le bagă. Viu, când viu a doua tură, mă bagă cu ușură. Dimineața mă trezesc, prima mișcare, pe la 5 și ne trezim, facem cafeluța, până beam cafea facem Facebook-ul. În general eu mă uit OLX-ul și îmi place marketul ăla, cum n-ai mai zice. Am beut cafea și am plecat de acolo, de la primul grașt, m-am băgat în șură, le-am dat fân, m-am băgat înapoi, acolo am un rițeluș mic, îi dau drumul ăla să sugă și până suge le curăț la primul grajd. Urc la a doilea grajd, le bag mâncare, a treilea și al patrulea. Am terminat la al patrulea, când am băgat fânul, trec și în graj și le curăț. Și viu înapoi, curăț, ajung la ăla din jos, am și acolo unul, al cincelea grajd și la. Le curăț la fiecare din grajd, am terminat cu curățitul, încep de unde am început dimineața, înapoi viu și le dau drumul la apă. La fiecare am apă și acolo, în față la grașa aceea, apă și acolo. Am terminat cu adăpatul la timpul de 10:30, cât, și până la ora 2:30, alte activități zilnic. Fână în șură, tot pentru ele, nu lucrăm pentru noi nimic. Acum, de exemplu, trebuie să-mi fac niște cotețe la porci și lucru acolo pe fundație. Și seara, de până la 2:30, repetăm aceeași chestie. Și aceeași chestie o facem zilnic, până aici la noi stau mai mult de 7 luni pe graști. De până 20 octombrie deja e în graști și până în 7-8-10 mai sunt la graști. Vara e mai simplu, că ne-am deșghețat și avem gardurile electrice, tindem firul, le băgăm în graști, nu mai... Asta s-a depopulat aici, vedeți că nu sunt căsi. Nu le mai ducem în munte aici, pe terenul altora, că n-avem noi. Noi avem. Eu am cam cu soția împreună, cred că avem mai cam în jur de 20 de hectare de teren. Dar folosim așa, să nu exagerez, cam 60 de hectare cu pășunatul, cu alu vecini, alu care le luăm la 20 de animale, care le avem la 20 de vite. Vaci cu lapte, viței, bui. Și asta e activitatea de tot anul, ca să nu facem alte probleme, să ne-am, la vârsta noastră, ne-am cine? Obosit, nu mai putem. Sunt convins să le reduc foarte mult, că nu mai pot. Și moral, cât fizic, dar mai mult deloc moral, că lucrăm și slab, câștigul ăsta. Avem noroc că ne dă apia banii pe suprafețe, dar în rest... Piața e foarte slabă de animale. Nu faci mare isprave. Păi, taurașii ăștia, ați văzut câteți, dacă îi duc în abator, iau cât o să iau. Să-mi rămâie 600 de chile, 6 ori 14, 8.000. Nu la 1.000 de lei. Am stat 3 ani în fundul lui și-s mulți, nu numai ăia. Dar nu poți ca să... Dacă ai avea posibilitatea să dai măcar 10 de ani într-un an, ca să ai un pic de beneficiu. Târgurile sunt închise. Normal, târgurile, pe părerea mea, deși foarte mult sar cu târgurile, că se dea drumul la târgurile care... Acolo a fost jongleala și a câștigat intermediarul. A venit și a luat de la mine cu și l-a dus în abatoriu, exact ceea ce vreau eu să fac, să mi-l duc eu în abatoriu. De vreo 6 ani de zile le duc eu direct în abator. Am dus doi anguși, dacă cine înțelege ce, să aibă 480 de kg de carcasă, e un taur bunișor, nu? Și le-am dus în târg în Lupșa și mi-au dat 60 de milioane pe ei atunci. I-am dus în abator tot în Blaj și am luat 150 de milioane. Vă dați seama cât câștiga omul ăla și al naibii, că nu vrea să împuie. Am slobozut la târg la 7.000, la 70 de milioane și nu a vrut să-mi dea 70 de milioane. Hai, bată-vă! M-am enervat și am adus acasă, drept că am ținut până în februarie, martie. Și am ajuns la ăsta la Blaj și atât am făcut pe ei. Am scos pe ei. Lua dublu și nu a fost mulțumit. El au știut ce înseamnă să îl duci în abator,
față. Eu n-am știut ce înseamnă să duc covac, un bou, un abator, ceva. Bă, omul ăsta, când vedeam că mai pune 5 lei, hai mă ce mă ridică. În fond el, dai seama ce faci acolo. Intermediarul ăsta, că ne căpuim atâta că sunt închise târgurile. Du-ți-l, omul e bun. Munca ta, du-ți-o acolo să-ți dea la dreptatea. Indiferent cât îți dă. 6 lei, 5 lei, ăla care vine și o ia de la mine, tot acolo o duce. Dar el dacă nu câștigă diferența, v-am zis, poate că nu la fiecare, că la o vacă câștigă cât se poate să câștige. Poate câștigă și 400. Dar nu e suficient dacă câștigă 400 la o vacă. El duce 10 vaci luate de la mine, de la altul, de la altul și au făcut 4.000 de lei în 2 zile. Nu știe să dea cu coasa, nu știe să dea cu furca la fân, la nimic, să-i cureți eu. Să fim realiști. Și cu piața. Du-ți-o omule, fiecare. Dar am făcut și asociațiile astea, ca asta mă, de crescătorilor de animale. De ce asociația nu se interesează? Uite, acum mă duc la abatorul din Botoșan. Abatorul Botoșan are nevoie de 50 de vaci. Pe o săptămână. Mă duc în comuna Bistra, omule, hai să adunăm 50 de vaci tot, dar ăla să se ocupe, nu eu ca fermier. De ce ăla nu, ca să, că de-aia l-am acolo ca președinte de asociație sau nu știu ce, nu? Vorbește cu abatorul, chiar să anunțe în popa dumne, ca în biserică. Pe luni să faci în rost de 50 de vaci sau 30 și vine ăla din abator din Botoșan și ne-o plătește la prețul real a animalului. Nu eu dau la ăla, intermediarul ăla, să o ducă el în abatorul din Botoșan sau din Deva sau în fine. Aici iar am câte două vârcuțe. Am acolo trei, pentru un gra, dar așa acolo două gra. Haide bine. Ia-i sus, să te puia domnul ăsta, să te văd la televizor, hai. O săptămână. Așa. Las că ți-l aduc în teme, că nu-l duce nimeni. Chide-i-le. Dă-te la loc. Să de flământ de dimineața până nu bagă câte o tură de jos, nu vrea să sugă. E de la și nu știi. E greu, să știți, e foarte greu și anul ăsta n-am avut zăpadă, dar când e zăpadă, ai zis, anul trecut în iarnă am plecat cu mașina de aceea și am rămas suspendat, să învârțau roțile în goltăche. A fost zăpada aia moale și cum a prins-o l-a dus, a tras-o cu boi pe acolo în jos. Până la, de la Crăța am dus-o pe boi. Nu mai ducea. E jos, dar avem una. Am dus să scot boii la apă. Să-ți prinde din nou.
acolo în Dobrișoară. Jumătate de Dobrișoară mai mult. Acolo e personală. Ați vă rog, fost ieșit pe oraș și adus. O viață acolo ca. Nu, gard electric. Câte kilograme are? Să trebuie să aibă 1000 și 200. La alte meci nu știu celălalt. Deci iasă vreo 60-600 pe carcasă. Nu știu dacă ăștia nu dă 12 la carcasă. Dar vreau să rămână la 600 de carcasă ăsta. La 5. După talia care o are, cam așa. După cum au dat alții la volumul lui, 2,54 l-au măsurat în toamnă cineva, o avut ăsta. La câți ani face aia? Fac 8 în primăvară. Fac 8 anișuri. Asta e viața de la munte. E grea, e dură, e mizerabilă. E... Și mizerie cu animalele astea. Mașina nu crește. Nu știu că într-o noapte una face, într-altă noapte gărâna iese, în altă noapte. Și noaptea e program, nu m-a zis. M-am dus seara să-i bag de cină și iesile au fost desfăcute. Au trebuit două ceasă, mi-au luat ca lumea să o fac înapoi, să caut lemne, să... Alte ori fată, 3-4 nopți spre să umblu după aia să o urmăresc, să... ca și copilul ăla mic. Se întâmplă și, de... Se întâmplă și de nu pot păta. Ai bun care bea apă și se închinge. Aici ai spune calitatea la bou. Care acolo e carnea. Hai, David. Oh, te lasă. Plăcut să stăm, să... Numai de-aia am făcut treburile respective cu atâtea animale și cu altă îndelegnicire nu ai șanse să faci aici. Mai este o... ar fi o chestie să te ocupi de furat, de șmecherii de astea, dar alea nu mi-au plăcut. Nu mi-s la îndemână. Dar dacă am găsit acolo, de exemplu, căzut o secure după un car sau de undeva, sau am împlântat-o, sau am ținut-o și am... Bă, cine o trecut? Cine a pierdut-o? Nu m-a interesat, de cum să fur de-astea cu volum mare.
Aici am zis că e cinstită munca asta, dar e prea cinstită. E prea dură. Foarte dură. Mulțumim, Alexandru. Foarte dură ca să...